Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Astăzi, deputații liberali au mers la Curtea Constituțională pentru a cere un ajutor într-o clarificare a atribuțiilor, de fapt, președintelui Republicii Moldova, domnului Dodon, în vederea dreptului și respingerii unei candidaturi la funcția de ministru. Despre acest eveniment, care până la urmă a marcat ziua de astăzi, vom încerca să discutăm împreună cu Vasile Bolea, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Pavel Medrigan, avocat. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Bolea, spuneți-ne, vă rog, de ce au mers colegii dumneavoastră, liberali, la Curtea Constituțională pentru a cere o explicație? De ce s-a creat? Este până la urmă o confuzie? După părerea mea, confuzii în Constituție nu sunt. Probabil oriceva nu le este clar. Ei din adinea sufletului țin la acest fotoliu de ministrul apărării și nu vor să-l cedeze nimănui. Ați văzut predecesorul până ieri, alaltă ieri, încă membru a Partidului Liberal Șavaru, ce a făcut în Armata Națională, începând de la vânzări de armament și până la urmă distrugerea capacităților Armate Naționale. Dar dacă să revenim la buchea legii, la articolul 98 din Constituția Republicii Moldova, acolo clar și explicit este prevăzută această procedură când președintele țării poate să procede la remanieri a unor miniștri sau numirea unor miniștri și este clar cum se face. La propunerea prim-ministrului. Prim-ministrul poate să propună, însă nu să indice. Iar președintele țării, după părerea mea, poate să refuză. Mai ales dacă este vorba despre așa o funcție importantă cum este funcția de ministru al apărării. Să nu uităm că președintele țării este comandant suprem al forțelor armate. Și în acest context trebuie să conlucreze ministrul apărării cu conducătorul suprem al forțelor armate și nu în ultimul rând eu sunt convins că părerea președintelui în ceea ce ține de numirea unui ministru al apărării va conta foarte mult. Domnule Medrigan, articolul 98 al Constituției conține neclarități de ce era nevoie ca deputații PL să meargă la Curtea Constituțională pentru a cere o interpretare? Pentru că până la urmă și liderul PL astăzi apărând în anumite declarații era ferm convins că dreptatea e de partea lui. Eu aș începe ceva mai larg. Vă rog, uitați, în Constituție este stipulat că puterea aparține poporului, care o exercită direct sau prin reprezentanții săi, prin Parlament. Parlamentul este organul reprezentativ. Acum, iată, noi vedem de multe ori când, prin intermediul Curții Constituționale, se hotărăsc unele chestiuni și câteodată destul de importante și destul de controversate. Și articolul 13 cu limba de stat și cazul Filat, și așa mai departe, da? Da, șirul poate fi continuat. Și alegerea președintelui când de la 40 de ani s-a trecut la 35, iarăși aceasta fiind competența exclusivă a Parlamentului, nu a Curții Constituționale. Și noi vedem, iarăși, se îndreaptă înspre Curtea Constituțională, poate cumva ceva s-ar hotărâ. Însă, într-adevăr, articolul 98, și aici merge vorba de aliniatul 46, care într-o formă cât de cât ea limpizește. Numai că legiuitorii din 94 când au adoptat Constituția, poate că nu au prevăzut până la urmă. Dar viața apare multe situații care necesită o interpretare oarecare și chiar și ajustare inclusiv și a Constituției. Iată, noi aveam mai multe situații de desemnare. După alegerile parlamentare se desemnează candidatura prim-ministrului și dacă se acceptă de către Parlament, deja prim-ministru își formează echipa. Iată, noi vedem o procedură când, atunci, fiecare ministru, da, candidat, trece prin comisiile parlamentare, da, guvernul încorpore, își prezintă programul și Parlamentul aprobă componența
guvernului. Și atunci se prezintă președintele statului să accepte, iată, prim-ministru și echipa sa. Iată, noi am văzut această situație, numai că avem iarăși două hotărâri importante a Curții Constituționale, deci din 22 aprilie 2013, cazul Filat, care Curtea Constituțională zice că indiferent ce decide majoritatea parlamentară, adică voința politică, dacă sunt suspiciune rezonabile de comitere a infracțiunilor, nu știu, deci președintele statului are dreptul să respingă toată componența în frunte cu prim-ministru, ceea ce a avut loc cu Vlad Filat. Că după aceea, pe 9 decembrie 2015, să zică că nu, domnul președinte, dacă majoritatea parlamentară înaintează candidatura prim-ministrului, nu aveți dreptul, fiindcă asta e majoritatea parlamentară. Deci președintele deja nu mai are dreptul să respingă candidatura. Ce e obligat. Ce e obligat. Vedeți cum se jonglează. Și un exemplu cel mai recent. Prim-ministru propune domnului Timofte, președinte, să fie destituit domnul Șalaru. Ce zice președintele? Nu. Da? Și nimeni nu zice că domnul Timofte a încălcat ceva. A zis că nu. Pur și simplu nu, n-au destitui. Iată când vine vorba de domnul Dodon. Nu, cum domnul Dodon? El e obligat să facă. Să-l numească. Să-l numească. Deci avem câteva situații care am putea să o discutăm în acest aspect constituțional. Și în literatura juridică se zice că ăsta este un conflict juridic de natură constituțională între puteri. Iată că prim-ministru propune, dar președintele zice nu. Și într-adevăr aici aliniatul 6 zice că în caz de remaniere guvernamentală, da? Deci cineva adice dat sau ceva, în caz de vacanță a funcției, președintele Republicii Moldova revocă și numește la propunerea prim-ministrului pe unii membri ai guvernului. Deci eu am văzut câteva hotărâri în România care s-au ciocnit cu această chestie, că și acolo sunt bătălii, că da, și au revenit la situația că președintele Republicii Moldova are dreptul odată să respingă această candidatură, fiindcă la președintele statului vine diferită informație. Nu mai zic doctrina politică a Partidului Liberal față de statalitatea noastră și așa mai departe. Și aici președintele, domnul Dodon, ar putea mai larg să examineze chestiunea, opțiunea acestui partid de desființarea statului Republica Moldova ca atare. Dar eu consider că are tot temeiul în tot cazul să respingă această candidatură fără să dea mari explicații și să propună prim-ministrului să înainteze o altă candidatură. În tot cazul sunt pași reali care sunt prevăzute de legislație. Domnule Bolea, am vorbit despre, la începutul acestei emisiuni, despre faptul că se ține foarte mult la fotoliu. Eu am o întrebare ce ține de Ministerul Învățământului, Transportului și Apărării, care până la urmă aparțin liberalilor. Întrebarea este una foarte simplă. Ea trebuie să aparțină poporul. Da, aici vreau să ajung ca să aparțină poporul, dar pe de altă parte este o înțelegere din cadrul Alianței și oricum acest minister îi va reveni domnului Ghimpu? Sau pur și simplu lucrurile se pot schimba. Știți, după părerea mea, domnul Ghimpu încearcă face show-uri pe seama președintelui Republicii Moldova. Aici la mine apare o altă întrebare. Dar de unde domnul Ghimpu este așa sigur da, că președintele Republicii Moldova va nu va accepta candidatura propusă de Partidul Liberal. Și de unde domnul Ghimpu este așa de sigur că poate el va înainta această candidatură domnului prim-ministru, va spune că, uitați-vă, respectivul domn este
susținut de noi, da, și are din partea noastră toată susținerea politică și vă rog mult să-l înaintați, poate prim-ministrul nu va refuza să propună președintele țării candidatura respectivă. Să-i propună. Din start se vorbește despre aceea că președintele țării va refuza, dar poate înainte de președintele țării mai este și prim-ministru. Astăzi ziceam vină... chiar în fața Curții Constituționale, domnul Ghimpu a spus lucrurilor pe nume, viitoarea candidatură este actualul ministru al mediului, domnul Munteanu. Ok, nicio problemă. La mine apare o altă întrebare. Dacă domnul Ghimpu a înaintat această sesizare privind Curtea Constituțională stalmăcească, da, prevederile articolului 98. Dar dacă ei propun prim-ministrului, da, în baza acelui acord pe care îl au de constituire a alianței sau ce mai e acolo, dacă prim-ministrul a spune, da, eu refuz să propun președintele țării această candidatură, veniți vă rog cu alta. Ce să facem? Sau să înaintăm noi o sesizare la Curtea Constituțională, Curtea să explice. Poate prim-ministrul să refuză o candidatură propusă de o parte a alianței sau a coaliției de guvernare să înainteze președintele țării. Și ce se va întâmpla dacă prim-ministrul va refuza? Domnule Medrigan, tot este o întrebare. Da, vreau să revenim la ceea ce se numește Curtea Constituțională și foarte bine ați spus ceva mai devreme, este implicată uneori, volens, nolens, în jocurile politice și nu tocmai cele mai curate. Spuneți-ne, vă rog, aceste decizii pe care le ia Curtea și aceste interpretări, oricum urmează să fie respectate pe parcursul evoluției timpului, da? Și atunci când vor apărea asemenea situații, de fapt se va face trimitere la ele. Eu de ce s-a menționat că Curtea Constituțională nu este aleasă de popor. Funcția ei este clar stabilită de Constituție. Verifică corespunderea legilor, hotărârilor Parlamentului, Constituției și așa mai departe. Deci o verificare și o tălmăcire, o explicație în unele cazuri când nu sunt clare unele norme, inclusiv a Constituției. Deci, în spiritul Constituției și în spiritul care legiuitorul, fiindcă când se adoptă o normă, se discută și de multe ori această normă este un consensus în Parlament. Știți, de multe ori niciuna, cineva cedează până ce nu se găsește o formulă. Deci, asta este spiritul normei legale. Eu revin la ideea că noi, de fapt, nu avem niciun conflict. Domnul președinte, ca cetățean în primul rând, are dreptul la opinie. Domnul președinte s-a exprimat că dacă va fi acest candidat, eu nu exclud ca să-l resping. Păi faptul încă aplicării legii încă n-a intervenit. Da, deci dar toți aleargă deja la Curtea Constituțională, dar însăși norma legală nu a avut loc. Deci aici nu e niciun conflict, nu e nimic. Așa, ipotetic, de ce domnul Ghimpu s-a dus la Curtea Constituțională? Anticipează, fiindcă aici ați numit câteva ramuri foarte importante, educația. De ce? Fiindcă acolo se zombează. Prin sistemul de învățământ se zombează. Românizarea merge în toi. Da? Noi vedem hărțile în școli, noi vedem limba română, cu toate că în Constituție, în articolul 13, este limba moldovenească, limba de stat și așa mai departe. Deci acest sector, cu tineretul, Partidul Liberal, fiindcă cine, uitați-vă cine a mai rămas un pic susținător a Partidului Liberal, tineretul și ăștia ați văzut că sub 2%. Da? Deci transportul, de obicei, acolo vin bani grei. Și în această ceartă Șalaru-Ghimpu au început un pic să dezvălui până ce nu i-au chemat cineva și au zis că închideți gura ambii. Că apoi ambii vă duceți la dubă. Cu locomotivele, cu milioanele, reparații, firmele române și așa mai departe. Acolo are Procuratura Generală ce lucra. Chiar Ghimpu spunea lucrul ăsta. Păi de asta și zic, repede i-au liniștit ambii să închidă gura și cu armamentul și așa mai. Deci sunt câteva care aduc bani grei pentru partid. Pentru partid, fiindcă am menținut un partid acum în teritoriu cu organizație, asta costă bani și din cotizații nici de cum.
Nu poate fi vorba de întreținere. Păi evident, asta o cunosc, cei care sunt cunoscuți cu construcția partidilor și funcționarea lor. Asta costă bani în fiecare oficii, transport și așa mai departe. Deci ei se luptă pentru aceste ramuri, pentru aceste ministerie. Și evident că revenim la situația de șantaj. Și domnul Ghimpu de multe ori a folosit și cu primarul general că dacă nu se adoptă modificări în legea administrației publice locale, se transmită primarului general niște împuternicii suplimentare, păi atunci părăsește coaliția. Deci iată, încă o dată, el o să se țină cu dinții de aceste ministere, fiindcă ele sunt importante, dar pentru Partidul Liberal este importantă această funcție pentru alegerile din 2018. Fiindcă domnul Șalaru cu ce s-a ocupat? Cu apropierea de NATO. Asta e fișca lor, fiindcă mai multe fiști nu au. Cu integrarea europeană s-a disânflat. Și s-a disânflat fiindcă... Batalioane comune moldo-române. Fiindcă însăși funcționarii europeni zic, oameni buni, în următorii 25-30 de ani nu va fi nicio aderare la Uniunea Europeană. Liniștiți-vă! Ăștia pun steagurile mai departe, deci ăștia zombează că noi mergem în Europa, cineva mai zicea că iată depunem cererea în 18 și țineți da, minte. Da, a fost asemenea discuție. Iată domnul Șalaru și respectiv acest minister, fiindcă sunt și cetățeni români, toți ăștia, deci ei înspre NATO. Și ei cu aceasta o să vină în 18. Salvarea noastră de tancurile rusești și așa mai departe este aderarea la NATO și atunci noi scăpăm de multe chestii. Iată de ce acest minister este foarte important. Este unul strategic. Fiindcă domnul Timofti tăcea, da, cu toate că are competență în politică externă și domnul Șalaru ce unde vroie la Bruxelles și face declarații că noi deja, da, batalioane comune, exerciții la Bulboca, deci el făcea ce vroia. Iată că domnul Dodon se pare că nu o să-i permit sau în cazul, fiindcă ministrul apărării este membru Consiliului Suprem de Securitate. Și atunci da, o să rog și pe domnul Bolea. Da, atunci o să fie altă discuție. Domnule Bolea, haideți să pornim de aici, de la Consiliul de Securitate. Vă rog, dacă îmi permiteți să dezvăluie ideea domnului Mitrăgan, referitor la șantaj și amenințări. Din discursul azi a domnului Ghimpu am auzit iarăși cuvinte de șantaj și amenințări. Că dacă președintele Dodon va refuza candidatura respectivă, el va fi demis. Da. Înțelegeți? Iată, prin asemenea... Juristul Ghimpu. Da. Domnul Ghimpu a uitat că președintele a fost, după 20 de ani, ales de către întreg poporul și doar întreg poporul poate să-l da, demită, da, să-i spună adio președintelui, ceea ce eu cred că nu se va întâmpla. Și plus la asta, nu uitați în ce context a venit domnul Ghimpu. Nu numai pentru a anticipa unele evenimente. Nu uitați când, săptămâna trecută, da, președintele s-a întâlnit cu Krasnoselski din stânga Nistrului. E vorba despre implementarea acelui plan, așa să-i spunem, cu aceea promisiune care a venit președintele Dodon pentru ca în acest mandat care îl are să depună efort maxim pentru a reîntregi țara. Iar dacă în fruntea Ministerului Apărării va veni cineva, ceea ce a spus domnul Mitrăgan, care permanent va vorbi despre NATO, despre atunci... Va nu torpe, va fi un consens până la urmă. Va torpila însă și ideea de reunire a țării, ceea ce liberalii, după părerea mea, din sufletul nu o doresc. Domnule Bolea, cum se vede lucrul ăsta din interior sau din Parlament, mă refer? Liberalii sunt factori decisivi în coaliție? De ce ei pot manevra uneori a pune anumite condiții? Pe unele cazuri îi pun anumite condiții. De ce un partid, iată și domnul Mitrăgan făcea referire la 1.8, atât au acumulat. Am putea spune că asta e și credibilitatea partidului. Da. Asta la președință. Ca să înțelegi, 1.8 a avut liderul partidului care a intrat în cursa. Și până la urmă este un test de credibilitate. Prezidențială, dar actualmente au 11 deputați și este a 10-a parte din Parlament. Întreg corpul legislativ și în unele cazuri
Domnul Ghimpu pune piciorul în prag și chiar se vede, ies scânteii în discuții în coaliția lor de guvernare. În acea coaliție de ton, de altă dată, da? Pauze interminabile, reglări de conturi și așa mai departe. Și această amenințare, da, lui Ghimpu, că dacă nu faci pe placul meu, ies din coaliție, într-adevăr, s-a văzut chiar și pe acea lege a statutului municipiului Chișinău. Când era în Parlament creată o comisie specială care a lucrat, a fost făcut... Avizat, da, era un draft al legii, avizat de către experți internaționali, discutat inclusiv în Consiliul Municipal Chișinău cu factori de decizie și toți cei care, mă rog, sunt interesați. Și până la urmă apare o altă lege. Până a fost ea adoptată, adică votată în prima lectură, la două lecturi era deja a patrulea sau a cincilea variantă. Da, a cincea variantă a legii respective. O cărcheu în așa mod, că nici bunica la țară nu cărchește sace, știți cum, în acest sens. Foarte deseori domnului Ghimpu îi reușește anume în așa mod să se impună sau să impună părerea lui celor din coaliție. Domnule Medrighean, mai nou politica se face și prin intermediul rețelelor de socializare. Lucrul ăsta l-am văzut atunci când vorbim despre această colaborare, iau în ghilimele de rigoare, Ghimpu versus Șalaro. Trimitem cererile, chiar și domnul Ghimpu spunea astăzi că la sediul partidului nu a ajuns nicio cerere a domnului Șalaro. Șalaro a făcut-o prin intermediul Facebook-ului. Până la urmă, haideți să încercăm a descălci acest nod gordian și să vedem cine și de ce a procedat așa. Eu cred că nu are rost. Acești doi domni care chipurile în conducerea Moldovei, am văzut cât de mizerabil. Și la ce nivel avem noi conducători de țară? La ce nivel? Și ăștia ne conduc pe noi. Eu vreau să continuu ideea. De ce Partidul Liberal are pondere încă? Spuneți. Iată că ideea unionismului se realizează în Moldova prin cine? Prin Partidul Liberal, care a avut și are o susținere masivă, inclusiv financiară. Prin urmare, Ghimpu ca persoană este o chestie, ideea unionismului este alta. O să vină Șalar, o să vină nu știu care, această idee o să rămână. Undeva la nivelul de 15-20% cel mult, dar este o realitate. România astăzi este primul creditor a Republicii Moldova. Se dau credite numai să salveze această situație, fiindcă dacă nu s-ar salva situația, noi am ajunge la alegeri anticipate, ceea ce noi aranjează nici pe Partidul Democrat, nici pe Partidul Liberal, fiindcă au șansele să nu mai fie în această majoritate. Prin urmare, acum sunt nevoiți să fie toți grămăgioare să... Chiar dacă nu au un punct de vedere comun. Aibă acel 51 de voturi ca să adopte ceva, fiindcă dacă nu se adopte, păi se dizolvă Parlamentul. Deci ei sunt... Cum zice, o căsătorie după... Fictivă. Da. Nu fictivă, este forțată. Și forțată, da. Unele împrejurări. Da. Dar ei sunt nevoiți, fiindcă dacă se risipește această alianță, în afară de aceasta, țineți minte, au venit funcționarii europeni, și n-au venit, i-au chemat la aeroport și le-a dat indicații cum se comporte. În alte situații au chemat la ambasada Statelor Unite în deal și le-au spus cum se comporte. Deci a se afla în această alianță încă până în 18, păi nu-i din capul lor numai. Evident că aici fiecare își mai promovează interesele sale, dar ei au să se țină tot timpul împreună, fiindcă o altă șansă sunt alegerile anticipate, pe care ei nu le doresc până ce. Prin urmare, domnul Ghimpu a simțit această slăbăciune și de ce merg unele șantajuri, că dacă nu eu părăsesc, el unde o să părăsească, unde o să duc? El nu se duce nicăiuri. Asta e ultima lui promoție în acest parlament, da, sper,
Ideea unionismului o să rămână. Cine o să fie? O să fie Guțu, o să fie Șalaru, cine o să mai fie? Avem o realitate. Trebuie de explicat la aceste persoane și, în primul rând, tineretului, că noi suntem un stat suveran, independent, care noi trebuie să construim un viitor la noi acasă. Dar să trebuie de lucrat. Trebuie de lucrat. Prin urmare, dar pe Eșichierul, mă scuzați că vă întreb, dar pe Eșichierul politic mai există cel puțin două partide care împărtășesc această viziune. Mai multe sunt. Da, zic un chiar și Maia Sandu deja, și cu doamna Pavlicenco. Și da. Doamna Maia Sandu a zis că și eu, dacă cumva ceva și eu. Nu este exclus. Da. Dar și Andrei Năstase, ei cu unionismul stau bine. Și unul și altul. Adică ca să profite de acest val, acești alegători sunt doritori. Sunt doritori, fiindcă, bun, 6% este necesar ca să trecem în parlament. Da, prin urmare, toți au să folosească și au să se declare apărători a ideii, fiindcă cu integrarea europeană se cam termină povestea aceasta. În altă parte, ei nici nu vor să discute ce rămâne. Rămâne partea cea, bazinul cel electoral. Prin urmare, eu cred că în 2018 o să fie sistemul electoral majoritar sau uninominal sau mixt, eu sper foarte mult că o să vină alte persoane, fiindcă pe mine în unele cazuri mai puțin mă interesează partidele, doctrinele. Eu vreau oameni ca să fie integri și rațional pentru Republica Moldova. Fiindcă de multe ori, uitați-vă, fac câte un gest la Partidul Comuniștilor, da? S-ar părea că un partid de stânga, cum și Partidul Socialiștilor, dar a făcut reforme care le fac în Europa cei de dreapta, fiindcă este o necesitate. Prin urmare, eu cred că toate aceste certi și toate aceste schimbări care sunt acum o să fac ca cetățenii să conștientizeze un pic și să vadă când dau drumul la buletin pentru cine dă drumul la acest vot, fiindcă ca consecință se formează puterea. Iată ce putere noi avem. Domnul Bolea, spuneți-ne, vă rog, noi reprezentanții media, dar de fapt lucru confirmat și de clasa politică, a avut loc o întrevedere între domnul Șalaru și între ex-președintele României, domnul Băsescu, în care s-a discutat un potențial proiect politic. Haideți să aflu și viziunea dumneavoastră raportat la acest lucru. El ar veni într-un fel să suplineze ceea ce spunea și domnul Medrigan, starea de lucruri de pe Eșichierul politic din Republica Moldova? Credeți într-un asemenea proiect politic? Haideți să fiu mai direct. Posibil poate să apară un proiect politic pe flangul drept din acei care iarăși vor împărtăși idei unioniste. Eu din discuții cu unii colegi prieteni de-ai mei am aflat că în perioada înainte de a fi demis, domnul Șalaru, într-adevăr, a încercat să distrame inclusiv și fracțiunea din Parlament a Partidului Liberal, dar și o parte din echipă. Mă refer la consilieri locali, primari, dacă nu greșesc, a fost și la organizații primare, pe la Nisporeni, inclusiv primarul din Nisporeni e un tânăr liberal care a fost ales. Deci încercări de ei erau și colegii mei au spus că permanent se pedala pe ideea că uite, în domnul Ghimpu deja funcționari de rang înalt din România nu mai cred, el a discreditat ideea unionismului, că este nevoie de un nou alt proiect, alt lider și domnul Șalaru are toată susținerea conducere de vârf a României, anume așa se discuta, se vorbea, cel puțin mie mi s-a spus. Și iată aici a fost o încercare de a dezbina echipa. Până la urmă, știți cum
pe lângă faptul că erau unii din liderii, da, a Partidului Liberal și domnul Dimp și domnul Șalaru, pe lângă aceasta mai sunt și cu mătri. Un cu mătru a aflat ce are de gând să facă celălalt cu mătru, da, și la timpul respectiv a curmat acele încercări de a dezbina echipa. Dar eu... Vedeți că până la urmă are loc un schimb de replici ca în ping-pong, spunând că Șalaru este unul din cei care a fondat partidul respectiv. Domnul Ghimpu zice că atunci când a preluat acest partid, doar ștampila era, băi, suspunea în fața. Dați să vă spun o idee, doar partidul a fondat. Nu este o persoană care a fondat partidul. Pentru a fonda un partid ai nevoie de, dacă nu greșesc conform legislației, vreo 6.000 de adepți, 4.000 de adepți susținători, membri de partid. Nu este vorba că asta, domnul Șalaru putea să fondeze un SRL, da, unde să fie un singur asociat, da, cu 100% din capitalul statutar. Dar știți, eu când aud că eu personal am fondat partidul, stați puțin, alături au mai fost și echip, oameni. Și atunci când este sau vine timpul, da, să pleci, pleacă frumos. Dar în încercările astea... Dar acuzațiile au fost destul de dure. Până la urmă s-a zis că s-a transformat pe ele într-un SRL. Lucru pe care destul de dure, știți de ce? Deoarece de ce? Domnul Șalaru are nevoie, părerea mea, de o trambulină pentru, într-adevăr, a forma un nou proiect și pentru aceasta el trebuie să bată în lideri, adică de la nivel de jos să încerci să ajungă la acel lider care se situează undeva mai sus decât dumnealui. De ce sunt încercări de astea de a intra într-un mic război cu domnul Ghimpu, de a-i da replici președintelui țării, da, care se bucură de credibilitate și popularitate în stat, cu alte persoane, da? Dar aceste încercări, în mare parte, știți cum spune în popor, când ieși cu sapa împotriva tancului. Dacă o să încerce, adică dacă o să îi se primească în scurt timp să-și ia zborul, posibil că aceste încercări vor avea efect, dar dacă nu, va fi sortit eșecul. Domnule Medrigan, și astăzi lucru remarcat de fapt și de domnul Bolea în discursul domnului Ghimpu, din ce în ce se face aluzie tot la ceea ce se numește suspendarea președintelui. Probabil aici vroia să ajungă. Haideți să vedem cadrul legal până la urmă ce spune. Domnul Ghimpu mai are acel as în mânică despre care se tot vorbea? Dacă vă aduceți aminte. Eu cred că expresia referitor la discurs față de domnul Ghimpu este prea mult. Un discurs, după noțiunea sa, este ceva mai solid, mai serios. Mai consistent. Trebuie o analiză, trebuie concluzii, propuneri, așa e un discurs în sensul pe care noi îl cunoaștem. Adevărat. A spus așa pe șleah, că noi... Bun, cred că nu-i cazul să explicăm, dar sunt două noțiuni. Vă rog. Prima noțiune este suspendarea și a doua este demiterea. Într-adevăr, poate să fie suspendat președintele. Când? Când comite o crimă, așa e în toată lumea. Da? Fiindcă fiecare este un om viu. Încălcări grave ale Constituției. Da, și în flagrant, cum se zice, într-adevăr, fiindcă după procedură se creează o comisie specială parlamentară ca să examineze. Și pe această perioadă, cât merge această anchetă specială, poate să fie suspendat de către Parlament. Da? Numai pentru perioadă. Ați văzut că și președintele României, domnul Băsescu și în alte... Deci este o procedură în alte state, deci o suspendare pentru a stabili un fapt care într-adevăr poate și trădare. Deci eu zic la modul teoretic, da? Poate să fie. Într-adevăr, poate să fie și aceasta. Asta trebuie să fie motive foarte serioase. Da? Și doi, demiterea. După procedura nouă de alegere a președintelui, poate să fie demis prin aceeași procedură cu care a fost ales și cu același număr de voturi plus 1.
Deci dacă a luat 800 și cât acolo? 35.000. Da. Adică 835 și încă un vot. Deci poporul îl alege și poporul îl destituie. Îl devine sau îl destituie. Deci este o procedură destul de complicată și trebuie să fie motive serioase, nu mai zic că urmează să fie și avizul Curții Constituționale, procedural și așa mai departe. Deci că declarațiile domnului Ghimpu că eu te demit, nu știu ce, deci nici nu este de a zâmbi deja, este trist. Fiindcă ori omul nu înțelege cadrul legal, ori el... E straniu. Zice că este jurist. Manipulează. Păi da, dar noi juriști auzim chestiile astea și poate că să zâmbim, dar nu ne vine zâmbetul, fiindcă este un politician în Parlament, a fost președintele Parlamentului, a îndeplinit temporar funcția de președinte a statului. Și noi zicem, stați domnul, dar cum Republica Moldova poate să dezvolte cu așa cadre? Da? Cadre care cu așa concept și așa o pregătire și așa o abordare. Prin urmare, chestia aceasta că eu nu știu ce, deci este mai mult așa praf în ochi, dar pe de altă parte se vede nivelul acestei persoane și care, uitați-vă că este în Parlament, adoptă legi, decide soarta poporului, este trist. Este trist că avem politicieni de o așa învergură, cu așa o pregătire. Într-adevăr, poate să fie o polemică pur politică, fiindcă Parlamentul este un organ politic, în cadrul Parlamentului, opinii, este normal. Însă, totul să fie bazat pe baza legală, pe baza de Constituție, în primul rând, și atunci trebuie să vină cu propuneri, cu probe, dacă președintele statului într-adevăr ar încălca legea sau să zic, și-ar depăși atribuțiile. Atunci ar putea. Până atunci, eu încă o dată menționez, a fost numai o opinie a domnului președinte că dacă în caz că, dar încă o dată menționez că această opinie ea poate să fie într-adevăr cimentată cu cadrul legal că președintele poate să respingă această candidatură, atunci la domnul Ghimpu nu prea are candidaturi deja. Fiindcă e anticipat întrebarea mea, de fapt. O parte vor să o șterpelească din Partidul Liberal și atunci el nu mai știe pe cine să pună, a rămas el și cu Chirtoacă. Doi au rămas. În rest, tot este, este destul de șubre de situație. Domnul Ghimpu de fiecare dată spune că are foarte mulți nepoți. Cine știe, poate cineva acum de la Banca Națională trece acum. Domnule Bolea, de fapt întrebarea mea era una pe aceeași lungime de undă. Ziceam, în PL nu mai există cadre, s-au epuizat toate, de ce se insistă asupra domnului Munteanu și trecerea asta de la un minister la altul? Sincer vă spun, nu știu, nu sunt secretar general la Partidului Liberal. Posibil, știți, vorbind așa în termeni sportivi, banca celor din rezervă la dânșei epuizată, una scurtă, dar posibil sunt foarte puține persoane care domnul Ghimpu le-ar încredința. Da, le-ar încredința și în care are încredere. Posibil și asta. Și de aceea... Și atunci cum s-ar face această colaborare? Revin la ceea ce spunea și domnul Medrigan, Consiliul de Securitate. La mediul la securitate. Aici am o altă întrebare. Ok, admitem faptul că va veni Valeriu Munteanu în fruntea Ministerului Apărării. Atunci se eliberează post la Ministerul Mediului, care tot este important pentru domnul Ghimpu. Și atunci pe cine îl va propune la Ministerul Mediului? Iarăși, nu poți cu o singură persoană, da, să închizi două direcții, da, pe acest front, într-o bătălie care deja din start se vede că va fi pierdută de către Ghimpu. Nu știu spre ce, la ce mizează domnul Ghimpu, dar... Într-adevăr, situația dânsului și a partidului este una șubră, se încearcă, știți cum,
avea sau a face un joc frumos într-o fărașă mânică, nu cred că le va reuși. Domnule Medrighean, eu vreau să revenim la aspectul ăsta foarte controversat și foarte discutat în societate, Curtea Constituțională. De ce totuși se procedează așa cum se procedează, luând foarte multe decizii, știind și dumneavoastră ați remarcat ceva mai devreme, pentru că ea ar trebui să fie consultată doar în cazuri excepționale și atunci când este cazul, nu practic în fiecare zi, suntem martorii unor tot felul de interpelări. Eu înainte de întrebarea aceasta vroiam să continuu gândul colegului. Uitați-vă, la desemnarea guvernului, în fruntea guvernului este prim-ministru. Deci la noi este o situație anormală când unii miniștri, fiind membrii guvernului, fac de fel de fel de declarații. Ceea ce în alte state este inacceptabil. El este în echipă, de această echipă răspunde prim-ministru. Dacă vine cu o declarație pe prim-ministru, el e cu echipa. El răspunde pentru echipă, nu miniștrii. Odată ce tu ești în echipă, este capitanul echipii. Da. Deci iată că la noi este o situație destul de controversată. Miniștrii fac declarații, unul la Bruxelles, altul la Washington, al treilea la Moscova. Nu se coordonează, prim-ministru îi lasă așa ea la voia soartei. Deci trebuie să revenim la o claritate, fiindcă Constituția prevede foarte clar competențele guvernului, parlamentului și președintele. Mai ales dacă vorbim de relațiile externe. Aici este guvernul, parlamentul și președintele. Deci miniștrii nu au dreptul nicio declarație. Cel mult prim-ministru. Dar noi avem în Parlament Comisia de Relații Externe, care în principiu acolo toți guvernul, Parlamentul, Comisiei și președinția, fiindcă și președintele are competență în raportul intern. Iată, aici trebuie să se discute și atunci se vine cu o poziție consolidată a statului, nu a miniștrilor. Iată, noi vedem că și în cazul domnului Șalaru o să vină domnul Munteanu. Deci această practică foarte defectuoasă, ea trebuie înlăturată, fiindcă domnul Filip trebuie să înțeleagă că el este responsabil de echipa guvernamentală și ei au venit cu acest program. Ce se referă la Curtea Constituțională? Scurt, mai avem două minute. Păi da, din 6 membri, 5 avem cu cetățenii României. Deci noi nu trebuie în unele cazuri să ne mirăm de unele decizii, hotărâri. Eu i-am criticat de multe ori pentru... Dar ar trebui să fie garantul. Bun, ar trebui. Iată că noi, până ce nu avem acest mecanism ca în alte state, în alte state Parlamentul poate să se opună la hotărârile Curții Constituționale în unele cazuri, fiindcă Parlamentul decide. Parlamentul este puterea politică. Poporul a încredințat cui? Parlamentului. Parlamentul decide. Deci la noi o interpretare prea largă a competenței Curții Constituționale, iată, aceasta și avem. Domnule Bolea, foarte scurt, în 20 de secunde, în 2017, Partidul Socialiștilor va merge pe ideea de dizolvare a Parlamentului? Cu siguranță, da. Pe această notă punem punct, de fapt, emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii Reflector Analitic de astăzi. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună alături de Accent TV. O seară bună!